identificăm 7 persoane pe care să îi investim cu autoritatea spirituală necesară, pe care să o exercite acolo, în mijlocul românilor pastrabeni, pe care să îi reprezinte. Pe de altă parte, pentru că vorbim de biserică și să încheiem cu acest capitol, niciodată nu am văzut, nu am auzit ca măcar un funcționar român sau o autoritate, ne mai vorbim de guvern în ansamblu său, să condiționeze ajutoarele care s-au dat guvernelor corupte de la Chișinău, care s-au perindat în ultimul deceniu. Una dintre condiționări a fost, de exemplu, restituirea sau retrocedarea către Biserica Română a arhivelor bisericești confiscate de statul sovietic ocupant în 1946, ridicate de la Craiova, unde erau evacuate și deținute în prezent de Guvernul Republicii Moldova în mod abuziv. Îmi pare una care a fost o condiționare rezonabilă și perfect legitimă, dar din păcate, nimeni nu a formulat o asemenea condiționare până în prezent. Nu mai spun că Metropolia Basarabiei, partea Biserică a Patriarhiei Române, centru aici în București, a fost una dintre părțile componente cele mai bogate economic, prospere, până în 1940, la scara României Mari, a fost singura metropolie care a deținut o bancă a sa, o bancă prosperă, și toate aceste bunuri aparțin în prezent, în mod abuziv, Guvernului Republicii Moldova, care iată este sprijinit financiar de Guvernul de la București, și Guvernul de la București nici măcar nu critică aici, constat cu foarte multă amărăciune, nici măcar nu formulează o condiție minimă, rezonabilă, pentru acordarea acestor ajutoare. Cât privește reprezentarea românilor, legea cu privire la sprijinul acordat românilor de pregătite din 2006 obligă Parlamentul României să organizeze Congresul Românilor de Pregătite. Sigur că într-un asemenea congres al românilor de peste portare, comunitatea foarte numeroasă a românilor de la Răsărit de Prut s-a regăsit cumva. Și asta ne-a ajutat, pentru că este un cadru legal perfect existent, deci perfect euroconform, conform cu interesul nostru național, dar iată că litera din lege rămâne literă moartă, nu este aplicată din motive, nu greu de explicat, imposibil de explicat. Este că noi care ne-am, Parlamentul care am creat o lege, ne sabotăm noi înșine și în felul acesta dăunăm intereselor românilor de peste votare. Nu mai vorbesc aici despre faptul că la nivelul comunităților locale avem, din păcate, o relație foarte slabă. Cooperarea și împărțirea administrativă a celor două valori ale Prutului este una foarte slabă. Avem în Basarabia 1614 localități grupate în circa 900 de primării. Bine, dintre acestea, dintre aceste 1614 localități, doar 119 au încheiat în ultimul sfert de secol acorduri de frăție și parteneriat cu comunități din România, pentru că acesta a fost gradul de interes reciproc al ambelor valuri. Deci nu știm să folosim resursele care ne stau la dispoziție. Da, pentru că mi se spune că am abuzat deja de timpul care mi-a fost alocat, vreau să închei prin faptul că chestiunile și problematica care privesc cea mai numeroasă comunitate de români autohtoni din afara țării nu sunt niște chestiuni izolate care trebuie examinate în sine. Acestea sunt chestiuni cu mult mai largi în opinia mea. Ele țin, dacă vreți, de securitatea statului român, a națiunii române ca organism etnic. Ele nu sunt chestiuni locale, sunt chestiuni principiale, fundamentale, care trebuie rezolvate cu maximă seriozitate și nu oricând, ci atunci când soluțiile se impun. Pe termen lung, sigur, eu ca un jurist convins, sunt optimist și cred că noi vom ști împreună să ne conjugăm eforturile
Poți să ne limităm la critici constructive și să ne dăm mâna, pentru că interesul nostru național, când ne referim la România din Basarabia, este unul transpartinic, este un interes național. Deci, prin definiție, acesta trebuie servit de orice român și de orice instituție a statului român, pentru că statul român și instituția lui există pentru români, nu noi români pentru statul român. Trebuie să știm să stabilim prioritățile corect. Mulțumesc pentru un moment și, dacă va fi cazul, voi intervine.